Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Skyblock. Ok. Oameni buni, astăzi vreau să avem și un invitat special, doar că am uitat să-l chem. Da. Lasă că în următorul episod îl chem eu, da? Deci, YouTube. Se aude ceva pe fundal, mă scuzați. Ok, hai să creăm. M-am jucat eu de atâtea ori jocul ăsta și am murit. Și modul în care mori... Nici măcar nu te respawnează, frate. Nici măcar nu te respawnează, te pune să ștergi lumea. Atâta tot. Deci e un fel de hardcore. Chiar dacă e pe normal, dificultatea. Urăsc jocul ăsta. Ăsta e un ochelarist. Aici ne învață cum să facem un cobblestone generator. Te rog să taci din gură. Au, nu știu ce naiba m-am lovit. Da. Ok, avem aici tot ce ne interesează e chestia asta. Bam. 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 Facem și pe serie un cobblestone generator, dacă e. Ok. Punem aici lava. Punem aici ice-ul. Distrugem ice-ul. Ne facem aici un mic locșor unde să stăm. Extindem puțin insula, că o să cădem de aici. Ok. Vedeți cobblestone generator. Vreau să fac double cobblestone generator, dacă știți ce înseamnă. Adică să sapi aici, știi? Ok. Hai să distrugem pomul. Deci, avem și nether, avem și shop, ești nebun? Da, probabil că trebuia să mă gândesc puțin înainte să fac chestia asta. Dar cui mai pasă? Și avem acolo... Bă. Ce naiba, mă? Cred că e stricat. Da, probabil va trebui să-mi extind eu puțin insula. Ori s-a buguit. Ori... Stați puțin, că am stricat jocul. Am pus jocul pe bară. Ori... Este pur și simplu prea departe. Da, cred că e buguit. Trebuie să reîncep. Ok, se creează lumea. Doamne, te rog. Nu mai îl bugui, nu mai îmi bugui jocul, te rog eu frumos. Welcome to the world of Skyblock. My name is Sav, and I'm here to help you on your new adventure. Ce naiba? Get a chance. Check out my brother's shop in the Nether. Good luck. Ok. Jocul ăsta e buguit rău de tot. Na, acum se vede insula, se vede. Du-te, mă, dacine. Și l-am arătat și eu la abonații mei cei șmecheri cum se face cobblestone generator și tu l-ai stricat. Nemtretnicule. Ok. Nu știu dacă merge și invers, dar știu că așa trebuie să faci. Da, o să săpăm astea două. Când mă jucam eu off-camera pe prima salvare, mi-a luat foc copacul. Pe bune. Am plantat un copac lângă lavă și copacul a luat foc. Da, am nevoie de o bucățică. Da, cred că mai multe. Da, pentru că nu vreau să ne cadă poeții. Doamne, era să mor.
Înainte să creez lumea, m-am rugat să nu mor și m-a ascultat, Doamne, Doamne. Mulțumesc dacă mă auzi. Dar totuși cred că mă aude, Doamne, Doamne. Pentru că... pentru că ați văzut și voi, era să mor, doar că n-am murit. Ok. Nu trebuie să ne cadă poeția, asta e faza. Oh, vai, bă, deci nu se pune shift-ul, what? Deci nu mi-apasă shift-ul, nu înțeleg. Deci, efectiv, eu nu înțeleg, de ce nu mi-apasă shift-ul? Oh my god, e buguit rău de tot jocul ăsta. Chestiile de bază de la Skype. Bă! Cobblestone! Așa. Bă, sare în lavă! Acum știu că o să veniți voi cu sugestii. Bă! Ce să faci cobblestone generator? Asta e simple, e simplu. E urât. Da, așa e la început. Cobblestone-ule care sărit în lavă, asta ai meritat. Puteai să fii construit pentru un pod acolo, dar dacă n-ai vrut... Bă, da chiar, poate data viitoare... îl aducem pe Minecraft Man, dacă îl știți. Poate îl aducem. Vroiam astăzi să-l aduc ca să comenteze și el aici. Dar nu mai se poate, boss. De fapt, cred că trebuia să fac acest video mai târziu, să aibă și Paul. Paul, Doamne. Bine, l-a chemat și Paul în trecut. Haideți, băieți. O să... se facă și noapte și, din câte știți, este cu normal. Ni se va face și foame. Adică dacă ne luăm damage sau nu neapărat, dacă fugim. Scuzați-mă că tac, dar sunt concentrat pentru că nu vreau să mor. Este a patra oară când încerc din nou să joc. Adică efectiv, odată pe prima oară când am jucat m-a omorât un zombie. A doua oară cred că am căzut de pe lume. A treia oară am căzut din portal, adică am mers acolo în portal și am mers pe partea greșită. Deci de acum înainte o să fac și o mică platformă înainte să mergem în portal.
Ia să văd de cât timp filmăm. Aoleo, 10 minute, chiar așa, repede trece timpul? Oh my god, ce repede a trecut timpul. Probleme prin casă, adică da. Nu vine să se cred că mă joc Skyblock, adică sunt și așa mai grijuliu. Pentru că aici dacă mori odată, te spawnează în void. Efectiv, te spawnează în void. Poate după asta mai facem o hartă și vă arăt ce se întâmplă dacă cazi de pe lume. Bă! Bă, dar nu mai sări în lavă, te rog eu atâta. Hai să punem și noi un puiete pe aici, că oricum o să dureze un an să crească. M-am plictisit. Vedeți, se face noapte. Dar ce repede se face. Așa se face de obicei sau e vreun accelerator aici? Uitați-vă și voi, în fiecare secundă coboară soarele. Deci, ia, am pus degetul pe soare acum. Da, am pus cercul pe soare. Doamne, asta e ceva accelerator. Sau așa se face? Nu știu, scrieți-mi voi în comentarii. Hei! Vin înapoi. Înapoi, necizelatule. Bucată necizelată de piatră. Păi, nu mai sări în lavă. Trei bucăți la rând au sărit în lavă. Pe insula asta nu o să se spawneze zombi, nu vă faceți griji, pentru că avem lavă, sursă de lavă care face lumină. Și nici nu avem o insulă prea mare, că dacă îți faci o insulă mare direct de la început, o să spawneze zombi, ce să mai faci? Ok, un stack. Da, vedeți, e toată insula luminată, aia nu e. Avem și o carte aici. Da? Hai să o citim. Original Skyblock, Sapphire Studio. Each island within this world will contain a book with hints and information that some may find useful. For a more original experience, the books are not advised. Spoiler alert! Be warned, there is a hint beyond this page. Hai să vedem hintul. 1. The items in this chest are used to make a cobblestone generator. This should be your first objective. Flip to the next page for another hint. Warning. Hint. Your second objective is beyond this island. Travel to the small desert island nearby that contains an unlit portal to the nether. Uh-oh. No more hints. End of the book.
Acum voi ziceți în comentarii dacă să arunc toate cărțile astea, să le arunc în lavă sau să le păstrez așa, de bun simț. Că omul cred că s-a străduit să le facă. Hai. Am luat foc. Bine că am apă. Hei. Nu iar. Hai. Poate mai facem încă un stack în noaptea asta. Ia, oare noaptea trece la fel de rapid? Pe unde e luna? Uite acolo. Ah, pe bune.